Am ajuns la mâncare. Și dacă am ajuns la mâncare, îl aștept pe Stanicu să ne aducă în povestea fast food-ului. Sunt în zona pieței unde sunt arabele. O viață, dacă vrei să mănânci sănătos, nu știu, dar curat, ceea ce e important, caută totdeauna zonele aglomerate, pentru că acolo mâncarea nu stă. E o regulă. Aura hamburger dau doar în România. Aici, la Oclu, dar trebuie să fii și tu prezentă ca să poți să-i dau. Mă bucur că ești cu mine. Deci hai să facem o orientare între astea de prețuri, ca să vedeți mai simplu. Un hamburger costă, să rămână, un hamburger costă 80 de dinari, 60 de dinari este 1 euro, ca să vedeți. Deci, asta am primit eu acum, poți să aveți două feluri de roșii, câteva feluri de castravete și cartofi sunt crocanți, pâinea în două, deci eu mănânc cășcavița sau o cașcaval, așa îi spune. Este un șmecher în cășcaviță. Aoleu, asta a stropit deja. Ați remarcat cum a ejaculat? Vorba lui Marian Vanghel, nu vă gândiți la prostii. Deci cred că trebuie să o tai corespunzător. Aici vedeți o situație tipică. Deci cred că sunt cele trei soții ale domnului. Că nu cred că este sursa măsă și cumnată sa, dar poți să știi. Deci ea are... Da. Înăuntru este... Da, vedeți? Este cașcavalul. Asta e preșcavița cu cașcaval. Mi-a dat și pâinea aici. Am să o pun în pâine și o să fac povestea asta cu tot ce trebuie ca să fie bine. La... Deci la zreper. 60 de dinari înseamnă 1 euro. Un hamburger 80 de dinari, un cheeseburger 90, un chicken burger 90, un chicken cheese 100, 140, deci 2 euro dublu burger, 140 înseamnă, da, 2 euro, un fel de 10 lei. Kebabul ăsta sau cașcaval mănânc ori la 180, ori la 220 de dinari, înseamnă 220 de dinari, cam 3 euro, 15 lei. 15 lei, sandwich, parcă nu e nici mult, nu e nici puțin. Femei frumoase, după cum spuneam. Gata, trec la treabă și vă fac comentariile după din alt loc. O să merg să-l caut pe Neilia să-mi facă un sandwich.